Salutare, prieteni! La fiecare vară începe diferit. La unii cu vacanță, la alții cu tradiționala conferință Apple. La unii cu ambele. Ne-au prezentat update-uri pentru toate sistemele de operare, tare multe funcții interesante, niște Mac-uri noi frumușele și scumpușoare. Am ce vă povesti, așa că repejor, pe scurt, tot ce trebuie să știți, să-i dăm bătaie. Primul pe listă e iOS 16, cu schimbări majore la ecranul de blocare. Poți customiza absolut tot ce vrei, text, widget-uri, design-ul ceasului. Dacă sincer, pe alocuri pare prea de tot, zici că e vreun Realme OS exagerat. Notificările vor ieși deja din partea de jos a ecranului, momentul pe care nu l-am înțeles, unde naiba e Always on Display-ul. Au pus tot ce vrei, numai nu ce trebuie. Pentru cei care utilizează iMessage, poți deja redacta mesajele sau chiar să faci unsend, să le marchezi ca necitite. Ai funcția de SharePlay, unde poți să privești video împreună direct pe iMessage, dar astea mi se pare că sunt funcții utile în state, la fel ca și autodictarea, care deja are o punctuație mai precisă. O chestie funny, Apple Pay. Pe lângă toate posibilitățile noi de păstrare a diferitor documente, de utilizarea iPhone-ului pe post de terminal, ei au anunțat funcția Apple Pay Later. Un fel de companie de creditare, dar care nu-ți trage țepe. Poți plăti în 4 rate cu 0% produse de la magazinele care lucrează cu Apple Pay. Super tare? Sigur nu va lucra la noi. Funcția într-adevăr utilă pe care o așteptau toți e Family Sharing, unde poți seta limite pentru anumiți membri de familie, ce aplicații se deschidă, cât timp, dar și în care parte a zilei. Aici părinții se vor bucura cel mai mult. Apple CarPlay a venit cu schimbări foarte importante, interfața va putea fi afișată pe toate ecranele din mașină, că în prezent sunt o grămadă, se conectează la direct cu funcțiile mașinii, astfel că vezi și viteza, controlezi clima, în principiu un preview la cum ar arăta mașina de la Apple. Dar iarăși e un punct de precizare, această posibilitate o vor avea doar mașinile noi care se vor lansa de la anul. iOS 16 va putea fi instalat de la iPhone 8 și mai sus. Următorul pe listă e WatchOS 9. Aici, ca de obicei, 4 cadrane noi, aplicația Fitness a fost refăcută, mai multe date pentru cei care aleargă, dar și pentru cei care își monitorizează somnul. Cine monitorizează somnul cu un ceas care ține o zi bateria? Nu știu. O funcție cu adevărat utilă e pentru cei care au un curs medicamentos. Indici ce pastile, intervalul și deja ceasul sau telefonul te înștiințează când trebuie să le bei. Toate aceste funcții vor lucra de la Apple Watch 4 și mai sus. Cam asta e din noutățile importante. Dar ce a fost cu adevărat important la această conferință e hardware-ul prezentat. Noul procesor M2 împreună cu noul MacBook Air. Este incredibil cum au făcut un laptop care și așa era de nebătut încă mai bun. Noul procesor pe arhitectură de 5 nanometri are cu 25% mai mulți tranzistori decât M1. GPU-ul e cu 35% mai puternic, deci poți lucra lejer cu video 8K pe un MacBook Air și încă e mai eficient energetic. Ce să mai vrei? Pe noul Air, M2 vine la fel, fără niciun fel de ventilator, că nici n-ar avea unde să încapă în acest design nou. 11 mm grosime, 1,2 kg, deci o bijuterie, mai ales cu noua culoare albastru închis. Ce îmi place? Avem MagSafe, deci două porturi Type-C rămân libere la încărcare, display-ul în aceleași dimensiuni a încăput o diagonală de 13,6 inch și e Liquid Retina ca la frații mai mari. Ce nu-mi place? Luminozitatea e de numai 500 de niți și nu are 120 de Hz. MagSafe, asta e bine, dar slot pentru SD carduri așa și nu au adus. Strict din aceste două cauze, probabil că mai rămân cu Air-ul meu pe M1. Camera web la fel e îmbunătățită, 1080p, cu breton evident, microfoane mai bune, speakere mai bune, dar și prețul e altul. Iar aici, Europa zic eu că are o problemă. În state, Air-ul nou începe de la 1200 de dolari, în Europa de la 1500. De euro, fraților. Eu zic că ăsta e un teaser tare bun a prețurilor ce urmează pentru iPhone-urile de la toamnă. Împreună cu Air a fost prezentat și un MacBook Pro, dar fără redesign, doar pe interior cu noul procesor M2. Probabil să nu se lovească cap în cap cu modelul de 14 inch. Apropo, pentru cei care utilizează încărcătorul de la Mac și pentru a încărca telefoane, curând vor fi disponibile și încărcătoare cu două porturi, chiar și cu versiune portabilă, cei drept cam slabe la 35W.
Pentru software, Mac-urile vor primi update la noul macOS Ace Ventura. Îi fără Ace în față, dar mă rog, așa-i mai funny. O funcție nouă este Stage Manager, care automat îți aranjează toate combinațiile de ferestre și aplicații, astfel ca să treci mai ușor de la un setup la altul. Eu zic că va fi comod, mai ales dacă lucrezi pe un ecran mic. Hai să vă arăt o funcție ușor caragioasă, îi spune Continuity Camera. Poți utiliza camerele iPhone-ului pe post de webcameră wireless. Așa-i când alea integrate le faci de cacao. La prima vedere pare foarte tare, mai ales că poți utiliza mai multe camere concomitent, dar nu știu cine își va lăsa telefonul doar pe post de cameră în timpul unei conferințe. Se vor vinde chiar și atașamente speciale pentru această funcție. Spotlight-ul a primit un pic de tuning și trebuie să ofere mai multă informație. În Safari poți crea bookmark-uri comune cu alți utilizatori, dar mai important este că în Safari a apărut așa o chestie precum Pass Keys. Fiind în ecosistemul Apple, te vei putea loga pe orice site fără să îți creezi o parolă. E nevoie doar de Face ID-ul iPhone-ului, astfel că nicăieri nu se va stoca niciun fel de mimimi 123, gen super securizat. Dar eu încă nu văd cum se va implementa asta la scară largă, că dacă te lași de iPhone, ce faci? Update la Ventura îl vor primi toate Mac-urile din 2017 și mai sus. Iar pe final a rămas cel mai plicticos, iPadOS-ul. Nici în acest an nu vom primi experiența unui desktop full, dar măcar ceva este. Stage Manager-ul similar cu macOS va permite în premieră ca pe același ecran de iPad să rulezi până la 4 ferestre de aplicații concomitent. Vei putea uni chiar și un monitor extern pentru și mai multe, încă nu-i clar cum poți interacționa între ele, dar e clar că posibilitatea asta va rula exclusiv pe ultimul iPad Pro și doar pe modelul mare de 12,9 inch. Pentru plebe, adică pentru restul, ai posibilitatea de a colabora cu alți utilizatori în mai multe aplicații, evident toate sunt de la Apple, Freeform, încă o aplicație nouă care e ceva gen maculator infinit, asta și multe alte chestii deja au alternative pe care utilizatorii înflăcărați de iPad le utilizează de mult și sunt puține șanse să treacă pe echivalentele de la Apple. În orice caz, prieteni, eu am încercat să scot ceea ce cred că este mai important pentru voi. Noul MacBook Air la prima vedere e foarte tare, eu chiar mă gândeam că urmează să fac și un upgrade, dar fără SD card nu prea am chef de adaptare. Scrieți și voi mai jos în comentarii care este cea mai tare noutate pe care ați găsit-o voi. Nu uitați să dați un like pentru algoritm, urmează și episoade cu noile sisteme de operare. Cu voi a fost Vicu, toate bune!